În localitatea Quetta din Pakistan a avut loc un atac terorist împotriva creștinilor și a fost revendicat de Statul Islamic. Atacul a avut loc duminica și a devastat comunitatea creștină din oraș. Oamenii plecau de la biserică atunci când teroriștii au trecut pe lângă ei cu o mașină și au deschis focul. Conform unor martori, i-au auzit pe teroriștii care au strigat Allahu Akbar. Un lider creștin ne avertizează că Pakistanul a devenit mai periculos ca niciodată pentru cei care nu sunt musulmani. This is a country steeped in extremist Islamic ideology. I don't think anything. Aceasta este o țară care s-a scufundat într-o ideologie islamică extremistă. Nimic nu poate schimba mentalitatea lor, cu excepția unor măsuri radicale, precum sancțiunile internaționale. Nu cred că Pakistanul a fost vreodată un loc atât de periculos pentru minorități. Din nefericire, violențele continuă. De Paște, 4 membri ai unei familii creștine au fost uciși de teroriști islamici, tot în Quetta.